Salutare prieteni, eu sunt Adrian și vă urez bun venit la un nou episod de Realistic Ravenport FS22. Dacă ați văzut voi episodul trecut, ați văzut că am vândut multe lucruri de aici de la noi din fermă. Deja am trecut în luna februarie, ne arată că mai urmează să mai ningă ceva. Avem 42.258.000 de euro în cont, dar o să cheltuim din ei destul de mulți bani. Și o să trebuiască să ne punem pe treaba așa din start, v-am zis. Dacă ne arată acolo că urmează să ningă, deja trebuie să facem lucrurile cum trebuie. Ia să vedem la ce oră. La ora 11 ninge, ok, avem timp la dispoziție, o grămadă să facem treaba. Sunt minus 26 de grade, un pic cam frig într-adevăr. Mi-am lăsat aici afară aceste utilaje, nu prea le-a făcut bine. Bun. Vă tot spuneam eu că vreau și am un plan, de fapt și de drept, să fac anumite lucruri. Și anume, în primul rând era vorba de un silos de compost. Dar până atunci, hai să facem altceva. Trebuie să aruncăm o privire la animalele noastre, că am eu impresia că o să trebuiască să le dăm ceva să mânce. Uite aici la făcuțe, trebuie să le mai punem niște fân, fiindcă nu mai au, nu le ajunge. Vor face foamea, ceea ce nu este foarte, foarte bine. Avem și niște lapte. Aici la găini, trebuie să scăpăm de puii ăia care au ieșit, practic, care am scos la clocitoare, fiindcă ne mâncă mâncarea. Și nu ne produc absolut nimic în momentul de față. Uite, am mai produs și ele niște ouă. Cam multă zăpadă. Hai să-i vindem. Știu, nu iau nimic pe ei din nou. Stați liniștiți, știu aceeași problemă, că nu luăm nimic pe ei. Dar e chestia că, în primul și în primul rând, mă ajută la mâncare. Ia uitați, mi-a scăzut din start 2145 de litri pe lună îmi vor consuma acum găinile mele, ceea ce este acceptabil. Nu este bine, este acceptabil, dar vom mai face rost de niște bani și mergem să mai le cumpărăm niște grâu. Da? Ok, bun. Ce trebuie noi să facem în momentul de față? În primul și în primul rând trebuie să luăm noi încărcătorul pe roți, să mergem până la animalele noastre acolo sus la văcuțe și să le mai băgăm niște fân. Da, o să luăm, uite, acest încărcător pe roți și batem noi drumul acela minunat până acolo. Nu o să închid garajul, oricum nu este încălzit, deci nu mă incomodează prea mult. Batem noi drumul până acolo sus. Oh, ho, 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 ho. Foarte, foarte multă zăpadă. În mod normal ar fi trebuit să iau o freză din aceea să scăpăm de zăpadă, dar e un pic cam scumpă și nu prea avem bani. Anul ăsta ne chinuim așa cu zăpada. Uitați-vă și voi cât să chinuie încărcătorul ăsta pe roți și vorba aia, e încărcător pe roți, adică ăsta ar trebui să răzbească prin atâta zăpadă, da? Bun, vroiam eu să mergem pe aici, prin munți, prin dealuri, pe unde am mai fost, dar nu este o idee prea bună. Hai să ne întoarcem înapoi, fiindcă pe aici, pe la noi, pe drumuri, din câte am observat eu, am mai băgat primarul câte o lamă, câte ceva și cât de cât să circulă pe acolo. Dacă mergem așa tot drumul, e crimă și pedeaps, da? Pe lângă ce ninsese luna trecută, că deja era foarte multă zăpadă, a mai nins între timp și acum este și mai mult. Uitați-vă și voi cum joacă încărcătorul ăsta pe roți. Mă văd că avem acolo niște paleți, nu-i problemă, îi lăsăm că momentan nu mergem să-i vindem pe aceea. Bani, oricum, trebuie să aruncăm o privire să vedem ce prețuri avem. Mă interesează în primul rând la lapte și la ouă m-ar interesa. Acum să vedem, hai că ouă până la urmă aș mai păstra, dar laptele m-ar interesa ce preț avem, fiindcă noi trebuie să mai cumpărăm niște mâncare pentru găini. Asta este clar, nu are cum să le ajungă mâncarea aceea și eu până în vară mai este cale lungă, da? Mai este cale lungă și nu... de când e ăla acolo? Eu nu o să mai am după aceea ce să le mai dau să mânce și dacă nu am ce să le dau să mânce, nu mai produc... și atunci pierdem chiar foarte, foarte mult. Deja dacă nu mai au ce să mănânce, încep să-mi și moară. Că avem modul acela de animale care, dacă nu le dăm să mănânce, vor muri de foame. Ok, hai că uite, aproape am ajuns. Bani, aici trebuia să-mi bag eu practic lama, dar vremuri grele, criză financiară, poate pe viitor reușim să facem și lucrul ăsta. Acum
Mai mergem să luăm niște fân, le băgăm niște fân la văcuțe, paie nu le băgăm că nu are rost momentan, nu am făcut depozitul acela de bălegar. Ar trebui să-l facem, dar mă gândesc totuși că sunt câteva lucruri pe care oricum vreau ca să le fac și ăla ar fi ultimul lucru la care mă gândesc în momentul de față. Ok, hai să facem în felul următor că am ajuns la noi la adăposturi. Hai să deschidem noi frumușel gheruțele. Mai avem decât 6 baloți de paie. Nu este mult, nu o să ne ajungă, o să mai trebuiască să mai facem, atâta tot că noi avem paie, pardon, fân, nu paie, fân, de fân spuneam. Noi mai avem fân aici făcut, decât trebuie să îl adunăm. Nu l-am adunat până acum și mai avem și niște iarbă pe care am cosit-o, partea cealaltă pe care, probabil, mai mult ca sigur, o să-l transformăm, o să o transformăm tot în fân. Da? Bun. Hai să lăsăm aici. Da, văcuțelor, uite, acum vă dă mâncărică să aveți. Hai să punem și restul de baloți, fiindcă oricum nu, la altceva oricum nu o să-i folosim decât pentru mâncarea lor, așa că mai punem aici baloți să aibă ce să mănânce văcuțele noastre. Și după aceea, nu vrei tu să iei? Haide că vrei, știu că vrei. După aceea o să ne uităm să vedem ce preț avem la lapte, de curiozitate, dacă se merită într-adevăr să-l vindem sau nu, fiindcă oricum de păstrat am mai putea să-l mai păstrăm, dar totuși o să am nevoie și de niște bani. Mai trebuie să cumpărăm niște mâncare în plus la găinile noastre. Le aducem și pe ceilalți? Ia să vedem cât ne spune aici. 9600 de litri pe lună. Da, hai să-i aducem și pe ceilalți până la urmă urmei să știm o treabă. Până la urmă urmei am consumat toți baloții de fân. Acum o să trebuiască să mai facem. Da? Ok, hai să ridicăm. Ia, hai să ieșim noi de aici. Nu pica, că mai avem nevoie de tine. Bun. Hai să-i descărcăm și pe aceștia. Ăsta de sus o să-l ia imediat. Auta ce frumos a dispărut el. Și pe celălalt îl descărcăm noi acum. Am uitat să închid ușile și uite, mi-a nins aici înăuntru și nu este bine deloc. Deloc nu e bine. Hai să închidem. O dată. Hai să închidem și a doua oară. Gata. Ia să vedem la oițele noastre. Ia uitați. Au crescut mari și oițele noastre. Ce părere aveți? Nu mai sunt mieluțe, acum sunt aproape oi, în toată regula. Bun, aici am terminat. Da, paiele le păstrăm momentan, că nu, momentan nu avem adăpostul ăla unde ar trebui să se strângă bălegarul și deci nu are rost să ne batem capul. Ok, bun. Ce facem noi acum? Sunt câteva lucruri pe care le putem face. În primul și în primul rând, eu aici o să vreau să defrișez copacii aceia, fiindcă vreau ca să rămână teren doar de iarbă aici. O să trebuiască să facem într-adevăr niște forestry. Acum vom vedea. Și trebuie să mai construim ceva. Și în același timp, trebuie să mai cumpărăm noi niște mâncare. De fapt, trebuie să mai cumpărăm niște mâncare pentru găi. Da, trebuie să cumpărăm niște grâu. Așa că mergem noi în felul următor. Ca să-l aducem de acolo, o să ne trebuiască platformă. Mergem să luăm platforma, o să luăm acest încărcător pe roți, facem un drum până la magazin ca să cumpărăm niște big bags, da? Cumpărăm niște big bags de grâu ca să avem ce să le dăm să mânce la găini. Am zis că trebuie să mai aruncăm noi o privire la lapte, să vedem ce preț avem la lapte, în ideea în care poate, cine știe. Și cred că și la paleții ar trebui să aruncăm o privire. Bine, nu prea avem multe, nici. Dar dacă tot mergem noi încolo, ar fi și asta o chestie. Ia, hai să ne oprim un pic aici, să vedem ceva. Nu aici. Bun, dacă intrăm noi aici, să vedem la ouă, ce preț avem? 1700, ieftine rău de tot, nu se merită. La lapte 1361, asta ar fi bunicel, la Water Tower Sell Point, e chiar preț foarte, foarte bun. Ce mai avem noi? Mai avem niște salată, nu avem niște roșii, la astea nu sunt cine știe ce. Deci, cu alte cuvinte,
laptele merge să îl luăm, să îl vindem. De acolo ne scoatem niței bănuți și după aceea, ups, pardon, nu asta vreau să fac, și după aceea putem să mergem să cumpărăm niște grâu să aducem la găinile, la găinile noastre. De ce vreau întâi să vând laptele? Ca să văd ca să văd exact cam câți bani avem pentru grâu. Nu vreau să cheltui mai mult decât avem, decât producem practic din lapt. Mama, aici trebuie să trebuie neapărat să curăț aici. Deci nu mai încape îndoială. Uitați, dați-vă și voi cum sare încărcătorul ăsta. Ce să facem noi aici? Că nu putem să facem nimic. Bun, hai să luăm întâi tractorul și mai să mergem să luăm cisterna și mergem să vindem laptele. Azi mergem la Water Tower Sell Point, mai încasăm niște bani și să știm câți bani, de câți bani dispunem pentru mâncarea la găini. Din cât lapte luăm, din banii care îi luăm pe lapte, de atâția bani luăm mâncare pentru găini, ca să le ajungă cât de cât, fiindcă restul banilor o să ne trebuiască la cu totul și cu totul altceva, o să vedeți voi imediat. Ups, pardon, asta vreau să fac. Hai să dăm noi înapoi. Ok, m-am dus prea mult. Cam așa ceva. Ok, hai să o atașăm, hai să-i punem și furtunele și hai să dăm un, facem un drum până la dăpostul de animale, până la ambarul de văcuțe. După aceea mergem să vindem laptele. Mamă, cum joacă. Deci aici trebuie neapărat să facem ceva în legătură cu zăpada aceasta. Ok, hai să mergem la ambarul de vaci. Bun, am ajuns. Mergem să încărcăm laptele. Asta cât e? Nu e mult. Știu că nu e mult, dar până la urma urmei important e că ceva producem. Hai să deschidem noi aici frumușel, ca să putem să încărcăm. Ceva lapte produc și din laptele ăsta care îl produce, uite, 7800 de litri, ne luăm cât? Vreo 10.000 de euro, ceva de genul. Asta înseamnă vreo 7-8 saci de grâu. Ia să vedem cam cât costă grâu, parcă era vreo 1400, dacă țin eu bine minte, ceva de genul. Avem, uite, și ceva mai ieftin, granule, te dra, 1200. Deci 8 saci, 8.000 de litri, practic. 8.000 de litri, asta înseamnă încă vreo 3 luni grosomodo la găini, ceea ce e bine până la urmă. Suntem în februarie, mai vedem de unde mai scoatem noi încă un sac 2, le mai ducem până când intrăm la recoltat. Vă zis, oricum o să semănăm pe terenul la fermă unde avem iarbă în momentul de față, acolo o să semănăm sorg și ăla va fi totuși bine. Întâi va fi orsul gata de recoltat, primul și prima oară va fi orsul de recoltat pe terenurile acelea două și de-abia după aceea o să fie sorgul. Dar vom avea după aceea ce să le dăm să mănânce și nu o să mai fie problemă. Atunci o să ne permitem mult mai multe găini și bineînțeles, dacă ne vom permite mult mai multe găini, atunci vom încasa și mai mulți bani, fiindcă vom produce mai multe ouă de la ele. Da? Ok, hai să mergem să aducem și laptele ăsta, să-l vindem și vanzi. După aceea o să trebuiască să facem un drum până la magazin, să cumpărăm niște grâu. Să mergem să mai le dăm la găinușele noastre să mănânce, să producă ouă, să fie fericite. Aici sper să urce, patinează și e și foarte, foarte abruptă panta asta. Oricum cam patinează un pic, nu mult, dar destul cât să-l simt că patinează, da? Ok, hai că am urcat până la urmă noi Di tai cu asta am urcat-o până la urmă urmei cu tractorul ăsta al nostru. Și ăsta o să trebuiască schimbat la un moment dat, da? Oh, mai durează, până atunci mai avem. Ok, bun. N-avem ce să facem, trebuie să facem drumurile astea, trebuie să ne mai plimbăm un pic ca să facem rost de bănuți. Deci 42.000 aveam. Ia să vedem câți bani luăm pe laptele ăsta ca să știm câți bani cheltuim. Deci 10.000, 11.000 aproape, da? Deci 11.000 de euro, hai să zicem, 10.000 de euro îi cheltuim pe mâncarea la găini. Nu este...
cea mai bună variantă. Știu, în mod normal ar fi trebuit, ca să nu pierdem banii ăștia, 10.000 de euro, totuși făceam ceva cu banii ăștia, dar bani, dacă mă lipsesc de găini, nu mai produc ouă și totuși din nou vom scoate și de acolo ceva, destul de mulți bani, nu acum într-adevăr, că acum este prețul destul de slab, dar ați văzut că în noiembrie de obicei când vizi ouă, iei o grămadă de bani pe el și de aceea nu prea îmi permit să le las să moară de foame, înțelegeți? Iar nu-mi permit deloc să facem lucrul ăsta. Ok, o să fie încă o problemă partea de cărat de lemne, fiindcă eu acum vreau să mă apuc, după ce mergem la magazin să aducem mâncarea de găini, o să vreau să mă apuc să tăiem copacii ăia și o să fie o problemă destul de mare cu căratul la acei copaci. Mamă, ce am făcut aici? Ce am făcut aici? Foarte, foarte multă zăpadă. Ok, hai să lăsăm aici această cisternă. Și noi o să scoatem de aici tractorul și v-am zis, o să mergem, o să luăm de fapt încărcătorul pe roți. Practic, mergem, hai să-l oprim aici. Hai să partea cealaltă. Și luăm încărcătorul pe roți și mergem la magazin să cumpărăm niște saci. Niște saci de grâu. Da? Foarte, foarte multă zăpadă. Extrem de multă zăpadă. Ok, hai să lăsăm aici tractorul ăsta. Hai să luăm noi încărcătorul pe roți. Hai să-i atașăm remorca această platformă. Cred că cu asta vom căra lemnele. Mai mult ca sigur, da. O să le tem la dimensiune și cu asta o să le cărăm. Nu, oricum nu le cărăm la... O să vedeți. Nu o să le vindem de data asta. Astea o să vor fi folosite cu totul și cu totul alt scop și o să vedeți imediat în ce scop vor fi folosite. Adică în ce anume scop. Bun. Hai. Asta fie... O bucurie acum să mergem cu această platformă până la magazin, pe atât de multă zăpadă pe cât nici încărcătorul nostru nu vrea. Mamă, cât să chinuie. Ok, hai să facem un drum la magazin așa, țopăind practic. Ok, dacă eu la mine la fermă n-am de zăpezit, se pare că nici la... Nici la magazin nu este de zăpezit, e chiar mai rău ca la mine la fermă. E foarte, foarte multă zăpadă aici. Uitați. Nici încărcătorul meu pe rot nu poate să mai întețe. Da. Ok, hai că suntem la magazin. Hai să facem câteva lucruri ca să vedem exact unde... Ce și cum. În primul și în primul rând am zis că luăm niște grâu și luăm în felul următor 4, 5, 6, 7 saci. Cumpărăm pentru moment 7.000 de litri. Hai să cumpărăm așa. Ok. Și mai avem noi ceva de cumpărat și anume o să mergem noi aici pe unelte încărcători de roți și avem noi o cupă. Avem noi o cupă și e vorba de aceasta de aici. Ce culoare o facem? O lăsăm neagră. Ia să vedem, ne ia bani dacă schimbăm 50 de euro. Nu mai schimbăm. Bine, văd că mi-a decât pe anumite culori. Ia să vedem. €50. Ese. Hai, o facem albă. Arată un pic cam... o facem, nu, hai să lăsăm așa și aici o lăsăm așa. Hai să o cumpărăm. O să vedeți de ce trebuie să cumpăr și această o să întrebească pe viitor și anume, dacă facem noi silozul de nutreț o să trebuiască să încărcăm nutrețul cu ceva și această cupă ne va ajuta foarte, foarte mult să facem lucrul acesta. Și aș mai vrea să mai cumpăr eu o chestie și anume, nu aici, uite aici aș vrea
dar aș fi vrut greutate frontală o tonă și jumătate, un pic cam mult o tonă și jumătate. Hai să o cumpărăm, să vedem cum se comportă, dacă se comportă cum trebuie sau nu. Da? Bun, hai să lăsăm un pic aici această remorcă. Și hai să facem în felul următor. În primul și în primul rând, hai să, înaintea să foarte, foarte greu, încărcătorul meu pe roți. Hai să lăsăm, uite, lăsăm aici cu iarele de de paleți. Hai să ridicăm un pic și vreau să facem în felul următor. Hai să luăm greutatea pe spate la acest încărcător pe roți. Sper să și meargă ce vreau eu să fac. Ok, bun. Hai să mutăm și... ia să vedem, reușim? Hai că s-a mișcat binișor. Ok, hai să lăsăm jos. Și hai să luăm încărcătorul nostru pe roți. În momentul de față e... Vedeți de ce spuneam eu că e un pic cam mare. Aș fi vrut o greutate un pic mai mică. Dar nu avem o greutate un pic mai mică. Dar vedem imediat ce anume încerc eu să fac. Ok, bun. Hai că până acum a fost totul bine. Na, e... prea mare greutatea aceea, o să trebuiască să o vindem. Dacă lăsăm noi cupa în jos, ia uitați. Le dezăpăzim aici la magazin un pic cât să ne facem noi treaba. Înțelegeți voi și chestia asta pot să fac și la mine la fermă. Cât să-mi fac eu treaba, că nu, nici măcar pentru mine nu pot în momentul de față să... nu pot să-mi încarc, nu pot, ați văzut ce greu intru aici, da? Și de aceea am vrut această cupă și greutatea. Ok, hai să o lăsăm aici. Mai scât să pot eu să-mi încarc și să și ies după aceea, că și asta e o problemă cu ieșitul. E cam mare greutatea aia pe spate, da? N-avem niciuna mai mică, sau cel puțin nu deocamdată, da? Poate, cine știe, poate facem rost și de ceva mai mic pe viitor. Ok. Cupa oricum ne trebuie. Hai să mai facem ceva, dacă tot suntem la capitolul ăsta, la echipament de iarnă și aici, ia să vedem, un plug de zăpadă, ăsta se prinde în 3 puncte, nu? Da, se pune în 7.000 de euro, mamă, o cârcă de bani. E cam scump totuși, 7.000 de euro și ăsta 2.000, hai las, mai păstrăm și noi bani, că o să ne mai trebuiască. Hai să mai luăm un pic de zăpadă de aici. Ca să putem să intrăm noi cu platforma cel puțin. E, cred că reușim totuși acum să încărcăm, nu? Eu așa zic. Ce trebuie noi să facem, v-a zis? Nu-mi place deloc cum se comportă cu greutatea asta pe spate. Și așa că o să dăm noi frumușel pe aici cu spatele. Să mergem să vindem greutatea. Nu pierdem cine știe ce bani la ea, că nu am ținut-o prea mult. Ia să vedem. Hai să o vindem. Da, n-avem, asta e. Am încercat, n-a mers. Cel puțin am încercat. Da? Ok, bun. Acum, ce facem acum? Acum ar trebui în mod normal să ne apucăm să încărcăm tot griul acela și să mergem frumușel la noi la fermă, că avem treabă. De aici era bun dacă fingea un pic, dar nu vrea.
la zăpadă să împingă și el. Că dacă ei trec cu cupa. Mamă, ce derdeluș facem aici. Da, uitați. Cât am mai mormanul de zăpadă am făcut acolo. Ok, bun. Ce facem acum? Acum o să tragem frumușel. O să tragem noi frumușel remorca acolo. Chiar avem și, uite. Hai să facem felul următor. Hai să lăsăm cupa. Prima oară. O punem aici în față. Ok, e bine. Ia să-i tragem noi Kinga. Gata. Și acum hai să ne luăm înapoi furca de paleți. O să atașăm remorca și o să încărcăm cu tipuitorul, cred, până la urmă urmei, că nu e. Sau am putea chiar și cu ăsta să încărcăm. Ia să vedem care ar fi mai bine. Bun, hai să ridicăm, hai să le îndreptăm, am pus aici cam aiurea normanul nostru de zăpadă, dar ne urcăm pe el un pic așa, nu-i problemă. Hai, poate rămân aici blocat cu încărcătorul pe roți, să fac eu nefăcute. Fiu eu primul care rămâne blocat cu încărcătorul pe roți în zăpadă. Ok, hai să strângem un pic gherusele. Ia să vedem. Avem. Da, am prins 2 saci. Mai luăm încă 2. Așa. Dăm un pic pe spate. Ridicăm. Ăla-i. Singura treabă e acum să nu răsturnăm în zăpada asta încărcătorul pe roți. Din cauza balansului, practic. Acolo e problema. Balansul, nu de altceva. Aute. Mamă, și o să trebuiască să ieșim înapoi. Bă, băieți, dar la magazin aici nu puteați, mă, și voi să dezăpeziți, mă. Mă lăsați, m-ați așteptat pe mine să vin eu să vă dezăpezesc un pic așa. Deci aici trebuie să le luăm bani. Bun, chiar trebuie să le iau bani pentru treaba asta. Hai că mă urc eu pe mormanul de zăpadă și pe urmă chiar că nu mai ies. Deci vedeți cât de complicat a fost o singură chestie, treaba de încărcat. Da, deci doar treaba de încărcat, câțiva saci, a durat foarte mult din cauza faptului că băieții ăștia la magazin nu și-au dezăpezit. Urât din partea lor, foarte, foarte urât. Și uite cum își pierd clienții. Hai să ridicăm și saci ăștia așa mulți. Acum încărcăm și pe ei, le tragem kingile și plecăm spre ferma noastră, că avem treabă. Mamă, cum joacă. Deci e incredibil. Este incredibil cât timp am pierdut aici cu saci ăștia din cauza faptului că nu a fost dezăpezit. Deci foarte, foarte mult timp am pierdut efectiv degeaba. Să lăsăm un pic mai jos. Ia să vedem. Un pic mai sus acum că nu ne ies de acolo. Foarte, foarte. Foarte, foarte greu. Ok, hai să tragem kingile peste sacii ăștia. Și acum o să mergem să atașăm remorca. Mergem la fermă ca să rănim găinile. Nu știu ce o să mai apucăm să facem, că am întârziat foarte, foarte mult aici cu încărcatul. Hai să punem și furtunele. Hai să vedem cum ieșim de aici. Se vede, da? Se vede, da?
Problemă mare. Încercam eu ceva să văd dacă merge. Foarte, foarte greu. Hai să luăm stivuitorul. Încercăm să facem ceva. Nu știu dacă merge, dar încercăm. Hai să lăsăm un pic în jos. Și să ridicăm un pic de ea. Ok, ia să luăm noi încărcătorul. Și ăla-i. S-a mai topit un pic din zăpadă cât am mai întârziat noi aici. Ok. Hai, nu mai mă opresc acum. Dacă mă mai opresc acum, nici că mă mai mișc de aici. Nici că mă mai mișc de aici dacă mă opresc acum. Hai că până la urmă am reușit să scoatem stivuitorul, să și-l scoată și de acolo, că deja nu mă mai bag și așa, le-am dezăpețit acolo un pic și uite că deja am avut eu problemă, era să nu mai ies de acolo din cauza faptului că ei cu atâtea utilaje, mă, să nu ți dezăpețești tu acolo partea aia. Băi, niște... Chiar nu am cuvinte să descriu. Hai să mergem la fermă să dăm să mâncăm. Am întârziat foarte, foarte mult deja. Toată treaba pe care vreau să fac, am pierdut timpul degeaba. Da? Hai că vedem ce mai putem să mai facem. Măcar ceva să facem. Măcar să dăm jos copacii și rămâne să-i încărcăm altă dată. Măcar atâta lucru. Bun, hai să... ajungem la fermă totuși, până ne apucăm noi de copaci, trebuie să ajungem la fermă ca să le dăm să mânce la găinca asta, am zis că facem. Ok, hai că ne vedem la fermă. Ok, hai că am ajuns la fermă, hai să vedem cum ne descurcăm pe aici. Bineînțeles, aceleași probleme, sopăituri cât cuprinde, trebuie să urcăm, uite, acolo sus cu această remorcă. Să vedem să nu rămânem pe aici, înțepeziți măcar. Măcar atâta lucru. Gata. Ok, hai să desfacem remorca. Hai să descărcăm noi frumușel sacii toți. Toți sacii trebuie să descărcați și dați la găini. Bun, hai să desfacem chingile. Toate până la urma urmei. Și hai să ne punem pe încărcat și pe descărcat. Am intrat un pic cam brutal în ei. Adică un pic cam așa. Ia să vedem. Uite un pic mai așa. Ridicăm un pic de ele. Ăla este. Hai să le dăm să mănânce la găini. Bun, din toți patru cât descărcăm odată. Și mergem după aceea să-i luăm și pe ceilalți trei și descărcăm și pe aceia. Super, super tare. Hai să-i descărcăm și pe ceilalți trei. Și mai am câștigat câteva luni, vreo 2-3 luni de zile chiar. Bun, hai să vedem aici trebuie să ajungem și hai să reglăm acum. Cam, ups. Nu. N-am venit prea drept. Aia este singura problemă, că trebuia să vin un pic mai drept. Așa. Ok, hai să ridicăm. Avem o kingă.
Ala era problema, de-aia m-am ridicat și pe mine și nu știam de ce nu ia saci. Era acolo Kinga încă pusă. Ok, bun, hai să descărcăm și ultimii 3 saci. Cu grâu, la găinile noastre și le-am mai câștigat, v-am mai strâns niște mâncare, am mai câștigat câteva luni de zile ca să aibă ce să mănânce găinile noastre. Ia să vedem cum stăm acum. Oho, ia uite, avem 8840 de litri, 2000 de litri pe lună, o să trebuiască să vindem de fiecare dată puișorii și s-ar putea să o scoatem la capăt cu ei. Ok, hai să tragem noi aici frumoșel. Să luăm de aici remorca. Așa, hai să punem și furtunele și hai să tragem de aici. Fără să rămâm ceva. Și o să mergem, o să-mi iau drujba și mergem să defrișăm. Măcar atâta lucru, măcar să defrișăm și ne rămâne pentru data următoare să facem alte lucruri mai interesante. Dar măcar să avem defrișat. Oricum am rupt în două remorca asta platformă în episodul de astăzi cu toate aceste sărituri pe aici prin troienii de zăpadă. Ok, hai să desfacem, hai să o și detașăm, hai să oprim, hai să lăsăm în jos întâi și acum putem să oprim, ne luăm frumușel drujba și mergem pe terenul unde avem văcuțele. Bun, deci suntem pe teren și eu am zis în felul următor, toți acești copaci care avem aici trebuie dați jos, numai că de data asta vom păstra toate crengile, toate crengile, nu voi mai arunca absolut nicio creangă, mă interesează să păstrăm cât mai mult din copaci, da? Ăștia care sunt de conifere, ăștia știți că la ăștia n-avem ce să le facem, îi tăiem așa, dar la ăștia le păstrăm toate crengile cât putem noi de mult, fiindcă am nevoie de cât mai multe crengi. Ce sunt pe aici? Astelalte le curățăm, nu-i problema, astelalte mai mici așa, uite, nu mă interesează, dar astelalte mai mari, astea mă aranjează. Da? Ok, hai să curățăm un pic. O să fie o problemă la cărat, dacă găsim noi o metodă. Asta nu vreau să fac așa, dar dacă s-a rupt, s-a rupt. Problemă. Ok, hai să curățăm un pic, cât se poate, cât ne lasă să-l curățăm fără să pierdem toate crenguțele. Da, o să arate cam nasol, dar nu mă interesează. Pur și simplu, efectiv, nu mă interesează cum arată. Gata. Uite aici mai avem încă una. Asta trebuie să facem la toți copacii. Da, păstrăm cât mai multe crengi, cât se poate. Și dăm tot jos de aici. Vreau ca să rămână aici doar teren de iarbă. Nu mai vreau să mai am niciun copac. Fiindcă copacii o să plantăm în alte părți. Da? Ok, hai să ne punem la treabă. We all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy tonight.
Ok. De defrișat, am defrișat zona. Am făcut prăpăd, cu alte cuvinte. O să fie acum o problemă cu căratul și uite, mai avem aici, mai vreau și copacul ăsta să-l tăiem. Cred că cu ăsta chiar că terminăm. Altceva, aia pe acolo. Și aia ar merge până la urmă, urmei tăiați. Că am putea să un pic mai mult aici cu cositul de iarbă. Hai să-i tăiem și pe ăștia. Cel puțin pe acesta, dacă pe celălalt nu. Cel puțin pe ăsta ar trebui tăiat. Ok, hai să-l curățăm un pic. Pentru unul, nu prea aș mai vrea. Pe aici cred că i-aș lăsa așa. Pe ăsta, cred că mi-ajunge terenul ăsta de iarbă, nu? Deci ce mai are rost să ne mai complicăm, uite până pe aici, nu cred că are rost. Ăsta, în schimb, hai și pe ăsta să-l dăm jos. Pare să știm o treabă. Ăla, acum chiar că nu mai, chiar ăștia rămân. O să fie acum o durere cu căratul. Dar o să-i cărăm. O să vedeți că o să-i cărăm. Aș vrea să-i cărăm așa întregi și vom găsi o modalitate să-i cărăm așa întregi, să ne mai complicăm cu tăiatul pe bucățele mici. Da? Asta rămâne în episodul următor. Pentru moment ne-am rezolvat treaba. Am făcut tot ce vroiam. Bine, aproape tot ce vroiam. Aș fi vrut să facem mai multe, dar în cauza că am pierdut o grămadă de timp acolo la magazin, că nu și-au dezăpezit ei aleea și platou. Acum pierd eu timp, dar asta este. Cam atât pentru astăzi, prieteni. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și vă aștept în episodul următor, când o să vedeți exact ce vreau să fac cu acești copaci. Cum am zis, o să trebuiască să-i cărăm întregi. Așa, aș vrea să-i cărăm întregi ca să păstrăm cât mai mult lemn din ei. Dar până în episodul următor, când veți vedea ce fac cu copacii, vă spun la revedere și nu uitați să lăsați acolo un like dacă v-a plăcut episodul, să vă abonați dacă nu sunteți abonați și vreți să vedeți mai multe episoade de gen. Cam atât pentru astăzi, prieteni, încă o dată vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și ne vedem în episodul următor, tot aici pe canalul de YouTube Adrian Gaming Addict. O zi frumoasă aveți, pa, pa!